Bună seara, sunt Alexandru Răducanu și în această seară la Economia 21 îl avem ca invitat pe Claudiu Năsui, deputat din partea USR. Bună seara, Claudiu! Bună seara! Am citit lucruri foarte, foarte frumoase despre tine ca și parcurs de carieră, în primul rând, înainte de a ajunge la politică, și anume ai o licență în economie la o universitate pariziană, apoi un masterat în finanțe la o universitate care înțeleg că este din Italia, dacă am dedus corect din titulatură. Da. Ce te-a motivat să studiezi în străinătate și care a fost experiența ta, în primul rând, cu sistemul de învățământ occidental? Sunt mulți factori aici. Cred că o experiență într-un sistem academic străin este una pozitivă în general și cei care au șansa să o facă printr-o bursă sau prin faptul că își pot susține viața în străinătate, în mediul academic, eu aș încuraja să o fac. Cred că este nevoie tocmai ca mai mulți oameni să o facă și mai ales ca cei oameni care o fac să se întoarcă apoi în România și să încerce să folosească ceea ce au învățat și ceea ce au asimilat în economia română. A fost decizia ta să te duci în străinătate sau ai avut pe cineva care te-a îndrumat? Recunosc că majoritatea prietenilor și colegilor mei de la acea vreme, adică de la terminarea bacalaureatului, au ales calea aceasta, așa că a fost cumva o continuare ușoară pentru mine să mă un duc parcurs de generație, să-i spun. Un parcurs de generație, exact. Adică n-am fost lupul solitar care m-am dus singur, totuși am fost înconjurat de oameni care au ales la fel ca mine să plece. Și care au studiat lucruri diverse, în general inginerie sau drept sau alte lucruri. Eu am fost singurul pe economie. Da, dar, chiar. Da. De ce economie și de ce Parisul? În general, cred că avem mai mulți studenți în zona Londra sau poate Statele Unite pe zona asta de economie. Așa este. Pentru mine, eu am făcut liceul francez în România și atunci era o continuare firească să continui cumva în sistemul franțuzesc de învățământ. Universitatea Paris Dauphine pe care am absolvit-o este una foarte cunoscută pentru economie și pentru finanțe, anume exact ceea ce am și terminat acolo. Deci cumva s-a potrivit destul de bine, să zic așa, și sistemul francez era unul pe care îl știam deja, îl apreciam într-o mare măsură și atunci a fost firesc să continui acolo, dar masterul totuși l-am făcut în altă țară, l-am făcut, așa cum bine ai spus, la Bocconi în Italia, care de asemenea o universitate destul de cunoscută pe zona aceasta de finanțe. Ai avut și interacțiuni cu mediul de afaceri din Franța sau din Italia pe parcursul facultății și masterului? Da. În cursul facultății, de exemplu, în Franța există o structură asociativă, se numește Junior Întreprindere, de exemplu, prin care studenți pot să înceapă deja cumva să colaboreze cu firmele pentru lucruri pe care firmele le consideră importante, dar nu atât de nișate, nu atât de specializate încât să fie nevoie de o forță de muncă ultra-profesională. Deci e vorba de studii de piață, e vorba de niște acțiuni de genul acesta care necesită mai degrabă multă forță de muncă decât foarte multă expertiză ca să merite să te duci la, nu știu, o companie foarte mare care să te factureze o groază de bani. Și atunci, practic, structurile acestea care s-au născut, mai ales în jurul universităților centrate pe business, pe studii de economie, sunt structuri care practic spun în felul următor. Uite, avem studenți care fără diplomă valorează puțin, secunda după ce au luat diploma deodată valorează mult mai mult. E evident că între secunda dinainte să iei diploma și secunda de după, tu știi același lucru, doar că piața te valorifică în alt fel. Și zic, bă, haideți să-i valorificăm din timp pe oamenii ăștia care tot învață și care pot fi utilizați în economie atunci. Și practic este un serviciu pe care universitățile îl oferă mediului de afaceri din țările respective și beneficiază de o structură destul de avantajoasă de fiscală. Adică practic nu sunt văzute ca niște unelte de învățământ și nu ca niște unelte de comerciale și nu ca niște vehicule comerciale. Și atunci sunt mai bine fiscalizate, să zic așa, mai atractiv. Ce te-a convins să te întorci înapoi în România? Versus a urma o carieră în străinătate, având aceste calificări internaționale, puteai să te angajezi teoretic în Franța, în Italia sau oriunde altundeva, cel puțin în Europa, cu siguranță. Da, cred că este probabil cea mai grea întrebare care mi se pune, nu ești primul care mi-o pune și pe scurt este dorința de a schimba ceva în bine. Am
crezut și cred în continuare că locul în care pot face cea mai mare diferență este România. Și a fost un pariu, evident, la fiecare moment în viață, alegerile pe care le faci sunt un pariu. Acum vom vedea dacă... Te-ai consultat cu cineva privind decizia de întoarcere în țară? Absolut. Și am primit sfaturi de o parte și de alta. Da. Majoritatea colegilor mei, dacă nu absolut, dacă aș zice nu, de fapt, cred că toți colegii mei cu care am plecat... Au zis run, Forest, run. Nu s-au întors. Deci sunt un caz mai rar, așa să zic. Și atenție, toți s-au realizat destul de bine, aș zice. Deci nu cred că cineva regretă decizia de a nu se întoarce, dar depinde și ce vrei să faci. Eu, după ce m-am întors, am început o asociație, Societatea pentru Libertate Individuală, prin care am început să desfășurăm împreună cu niște prieteni pe care nu-i cunoșteam la acea vreme, diverse proiecte de promovare a educației economice, de susținerea unor anumite viziuni de politici publice în societate, niște viziuni mai pro-piață, mai pro-antreprenoriat, mai pro-economie de piață, și chiar și o platformă de transparență bugetară care mai târziu a fost destul de apreciată de către fosta guvernare și... Na. Așa ai ajuns în guvernul Cioloș? Așa am ajuns în guvernul Cioloș și e de menționat că până atunci eu n-am lucrat la stat, ci puțin n-am fost remunerat la stat. Am mai avut un stagiu de vară la Banca Națională a României, dar nu era remunerat. Toată viața până atunci am lucrat doar în privat și cumva lucrul acesta m-a și format să înțeleg mai bine nevoile economiei private și să văd diferența uriașă de viziune între cum se vede statul din privat și cum se vede statul din instituțiile de stat. Uite, aici aș vrea să fac o paranteză și ne întoarcem, pentru că mi se pare foarte important. Deja am mai discutat cu câțiva oameni din guvernul Cioloș, din poziția ministru, secretar de stat, iar consilier de ministru. Ai fost consilierul Ministrului Finanțelor. Da, doamna Cadreacu. Am văzut oameni care au venit din mediul privat în acest guvern. Și se vede o altă formație, o altă abordare, un alt spirit. Ești acum în Parlamentul României și poți să vezi politica cu alți ochi din interior. De ce în guvernele politice nu se pot aduce oameni din mediul privat care să aibă o experiență cumva similară? Care e abordarea? Așa, ca să încercăm să pătrundem puțin în culisele. Aici intrăm în niște probleme mult mai de fond ale sistemului, să zic așa. Cred că guvernul Cioloș de anul trecut a fost o întâmplare. Adică a fost o întâmplare ca politicul să dea faliment în așa hal încât să zică noi nu ne mai asumăm guvernarea, să vină un guvern de tehnocrați. Și tehnocrați care în deopște se găseau în alte locuri decât la stat, adică în privat. Din păcate, așa cum funcționează lucrurile acum, partidele au o grămadă de polițe de plătit, au o grămadă de datorii din campanie și nu numai din campanie, și pe care trebuie cumva să le plătească și trebuie cumva să le recompenseze. Și atunci să nu rămân fără colegi, nenicule, de la 64-48? Trebuie să punem în funcție anumite persoane. Exact. Și atunci, practic... Nu se caută competența. Declarativ se caută competența, dar uitați-vă în toate consiliile de administrație. Chiar recent vedeam persoanele care au fost numite în ceaurile companiilor mari din energie electrică. Sunt soții de, nepoți de, oameni care n-au... Deci asta e calificarea. Exact, pentru că până la urmă acționarul este statul român și statul român este condus de oamenii aceștia care au găsit o metodă de a câștiga alegerile folosind și foarte mulți bani pe care alte partide, cum suntem noi de exemplu la USR, nu i-au avut și care acum trebuie să facă cumva să remunereze toți oamenii aceia care i-au ajutat în trecut și asta la toate nivelurile, din păcate. Dacă ar fi într-adevăr interesați de a obține performanță, ar trebui, într-adevăr, să facă cum a făcut și guvernul de anul trecut. Deci să fie mult mai deschis la a aduce oameni care au demonstrat pe piață, deci prin proba de foc, că sunt ca o anumită competență sau că s-au dezvoltat într-un anumit fel, într-un mod demonstrabil. Deci nu mai facem experimente. Luăm pe oameni care știu despre ce e vorba și care au demonstrat și dorința de a face ceva. Din păcate, lucrurile în mod uzual nu funcționează așa. De-aia spun că guvernul celor de anul trecut, din păcate, a fost o întâmplare. Sperăm să se mai repete sau sperăm ca cumva
politica română să se schimbe la față suficient de mult încât partide noi, cum este USR-ul, să facă o diferență suficient de mare, să ajungă la guvernare și să propună genul acesta de abordare și nu genul de abordare de tipul îl știu pe X, îl pun pe X pentru că cu el am avut relații înainte, m-a ajutat în campanie, m-a ajutat și înainte. Na. Ce ai reușit să realizezi în timpul stagiului la guvern? Au fost niște proiecte pe care le-ai susținut, pe care poți să spui că ți-ai pus amprenta? Au fost multe proiecte mici și trei proiecte mari, să zic. Din păcate, unul dintre cele trei proiecte mari a rămas suspendat. Dar proiectele, unul dintre proiecte este în un proiect de ușurare a plății impozitelor. La ANAF, ANAF-ul este principala instituție în subordinea Ministerului Finanțelor. De fapt, Ministerul Finanțelor e ca un pitic pe un mamut, că de fapt este ANAF-ul care e ditama instituția și Ministerul Finanțelor care îl controlează. De când lumea se tovorește de conformare voluntară. Dar dacă te duci la ghișeu, dacă te duceai la ghișeu înainte de anul trecut, trebuia să stai la două cozi sau trei cozi, depinzând de Direcția Generală de Finanțe Publice la care te duceai să-ți plătești impozitul, ca să-ți plătești impozitul. Adică nu-ți făcea viața deloc ușoară statul ca să-ți plătești acele impozite. Ține minte acum câțiva ani când au început taxele online și chestii de tipul acesta, dar în primărie, așa cum au apărut niște afișe de tot râsul cu taxele online se plătesc la ghișeul 4. Adică oamenii n-au înțeles foarte bine să ne grăbim că închide la non-stop, cum exact. Era reclama pe timpuri, da. Exact. Și atunci unul dintre proiecte a fost înrolarea ANAF în ghișeu.ro. Nu era proiectul doar al meu, în sensul că lucrul acesta a fost o prioritate a multor miniștri de finanțe de-a lungul timpului, dar nu a fost reușită. Nu a fost reușită din cauza a multiple probleme în care poate nu are sens să intru acum, dar mai ales în momentul când s-a vrut și a fost un ministru, și aici e mai ales meritul ministrului că a dorit lucrul acesta și că a împins lucrurile în direcția aceasta, uitați-vă că am reușit, că ANAF a fost în sfârșit integrat în ghișeu.ro și acum vă puteți plăti taxele la ora 3 noaptea fără să stați la absolut niciun fel de ghișeu. Intrați, vă logați cu datele de acces. Dacă nu le aveți, vi se generează automat pe baza cardului, adică identificarea este făcută și puteți să le plătiți. Și ce e important de menționat în schema aceasta cu ghișeu.ro este că site-ul ghișeu.ro, de fapt, el stă pe serverele statului român, stă pe serverele STS-ului, dar este un site făcut de o asociație privată, o asociație compusă mai ales din procesatori. Cum? Nu s-au cheltuit 100 de milioane? Iată. Ei bine, iată, exact. Nu aș știu să vă faceți bine jobul. Iată, deci cum poate statul român să nu cheltuiască tic zero pe o aplicație IT care să funcționeze extrem de bine? Bine, acum cei care țin aplicația, evident, au un interes comercial să facă cât mai multe plăți cu cardul. Dar asta este toată frumusețea acestui sistem, că toată lumea câștigă. Dumneavoastră plătiți taxele mai ușor, statul ia mai ușor banii și cei care au făcut site-ul își fac volum mai mare cu plățile cu cardul. Adică este genul de situație superbă care cred că ar trebui dată ca exemplu apoi. Îți aduc aminte de o secvență dintr-un serial care rulează la ProTV seara, are foarte mare succes și era o discuție la un moment dat între un, cred că deputat sau senator și primarul din circumscripție. Și spune deputatul, păi bine mă, am auzit că ai început să ciupești de pe chici, de pe colo, păi ce înseamnă asta? Și primarul, vai, mă iertați, nu o să mai fac, am greșit. Păi, pagă-mă mâna! Ia cu totul! La cot! Fură tot, că vine Ilan și fură ăia. Deci voi ați găsit o modalitate, lăsând această glumiță la o parte, să nu ciupim deloc, să faceți un lucru voluntar pe un sistem pe care altfel statul român ar fi cheltuit cu siguranță 10 sau sute de milioane de euro. Cum e posibil? Cum ați mobilizat oamenii ăștia? Cum s-a putut și cum se poate face în continuare? Cred că răspunsul ține într-un singur cuvânt, e voință. Dacă vrei, poți. Într-un an, vă reamintesc ce spunea chiar fostul prim-ministru Victor Ponta, că o să vadă cât de greu e, o să-și rupă gâtul, o să fie praf. E bine, iată că nu a fost. E bine, iată că totuși într-un an s-au reușit să se facă niște lucruri și bun, acum, din păcate, asistăm la o restaurație în multe chestii, adică sunt multe, mai ales reformele din sănătate, reforme din sănătate care sunt întoarse, adică este absolut trist, dar măcar am demonstrat că e posibil și am demonstrat că e atât de ușor, dacă ai o viziune, să faci niște lucruri. Evident că
acum fac puțin și eu pe avocatul diavolului, evident că dacă vrei să schimbi lucrurile masiv, nu poți într-un an. Deci într-un an, cu un guvern Cioloș care avea un mandat de continuitate de a ține lucrurile pe o linie, nu aș zice de plutire, dar să administreze, să gestioneze corect țara până la alegeri și care demonstra că poate să facă cu atât de mult mai mult. Adică creșterea economică a fost record, echilibrul bugetar a fost ținut, indicatorii macroeconomice. În mintea celor care o caută, că au căutat-o cu o anchetă și n-au găsit-o, așa că mai fac o anchetă tot ca să o găsească. Deci e absolut de restul lumii. Ei zic de ea, noi le zicem că nu există, ei fac ancheta, ei descoperă că nu există și atunci vor să mai facă o anchetă. Ca să le spun telespectatorilor care nu știu despre ce este vorba, s-a imputat o gaură la buget de 10 miliarde de euro sau ceva de genul acesta. De lei, care... De lei. Ok, oricum o sumă fabuloasă care cumva nu se găsește acolo între calcule. Nu se găsește la ei, ea se găsește, vă dați seama că nimeni nu pleacă cu 10 miliarde de lei. Oricum 10 miliarde de lei, așa cum le spun ei, s-ar vedea într-un deficit mai mare, s-ar vedea undeva, nu e ca și cum gata, am luat 10 miliarde de lei. Dar atenție, știți cum e, minciuna rămâne. Poți să spui o chestie, arunci cu norechi, chiar dacă nu e nimic valabil, câțiva oameni n-au tot apoi, n-au mai o discuție, că s-a făcut o anchetă, că e făcută de ei anchetă, cu oamenii lor și tot n-ai izbutit la nimica. În mintea oamenilor, da, există a unor oameni, va exista tot timpul ideea că au lăsat o gaură. Claudiu, aș vrea să ajungem la inițiativa legislativă pe care o propui în Parlamentul României, încercând să coroborez mai multe forțe politice pentru a găsi susținere pentru această inițiativă și care se referă la modificarea legii societăților comerciale în sensul de a ușura posibilitatea oamenilor de a înființa societăți comerciale, îndepărtând niște prevederi care erau cumva dificil de îndeplinit, birocratice, creau probleme și mai departe. Despre ce este vorba? Cam în toate clasamentele internaționale în care ne uităm, World Doing Business, indici de eficiență economică, de birocrația a mediului de afaceri impusă de stat, evident, vedem că România are poziții codașe. Pentru inclusiv timpul cât îți ia să-ți deschizi o afacere. Adică în alte țări, care mai sunt date ca exemplu și unele chiar din tele birocratice, totuși să-ți deschizi o afacere se face într-o zi, să-ți deschizi SRL-ul. Adică nu trebuie să-ți angajezi și o faci singur, nu trebuie să-ți angajezi un avocat că știe el toate porțile deschise și toate astea. În România, din păcate, nu este așa. Și aici poate intrăm în dicotomia aceea de care spuneam cu cum se vede statul din privat și cum se vede statul din punctul de vedere al celor care lucrează la stat. Cei care lucrează la stat nu văd chestia asta ca problemă. Aia, păi și ce dacă le mai cerem un act, le mai cerem încă o adeveriță, le mai cerem un certificat, mai trebuie să le mai facă nu știu ce. Pentru ei e doar o chestie acolo că... Nu, cel mai tare este când cei de la ANAF îți cer alt act tot de la ANAF. A, da, asta nu mai zic. Deci astea sunt aberațiile sistemului. Exact. Dar există, știi că există. Da, cazierul fiscal. ANAF cere cazier fiscal pe care tot el îl eliberează, de exemplu. Dar anul trecut, atenție, s-au făcut multe, multe lucruri ca să mai repare lucrul acesta și inclusiv fai măsuri cazier judiciar. Deci care statul ți-l cere o instituție statului de la altă instituție asta. Deci tu faci pe cărușul între instituțiile statului pentru că nu există baze de date care să comunice. Bine, aici intrăm în total alte probleme că, în teorie, s-au dat bani pe baze de date, dar ele nu există. Deci aici nu se agrea bazele de date. Iată! Sau cel puțin un om care a beneficiat de pe urma lor. Sau de pe urma inexistenței lor. Dar revenind, practic, mediul de afaceri în România este îngreunat de stat. Din privat se vede cum statul este un obstacol în general și un obstacol în calea activităților productive care ne fac pe toți mai prosperi. E un motiv pentru care economiile predominant capitaliste, adică care au o libertate economică mai mare, merg mai bine și cele predominant controlate central, în care totul trebuie să, să rămânești la un funcționar public, să-ți dea o semnătură, un aviz sau ceva de genul acesta și ei decid și ei fac, ei care sunt cumva oameni care sunt dezinteresați, ei și au același salariu orice s-ar întâmpla, deci ei n-au un interes de profit sau pierdere. Antreprenorul care își pune la bătaie capitalul, care suferă dacă are pierderi, închide afacerea dacă are pierderi. E viața lui acolo, exact. Ăla este cel care ar trebui să aibă puterea de decizie, ori nu are el, o are statul de multe ori sau are cineva de la stat care... Bun, și aici se naște tot felul de posibilități de corupție, evident, când depinde așa mult de un om dezinteresat, că pericolul de corupție este și mai mare. Și atunci, una dintre inițiativele pe care am vrut să le am este să mai reducem puțin din această povară pe care statul o pune asupra mediului de afaceri.
Evident că nu poți propune foarte mult. Unele dintre reacțiile pe care le-am avut erau, a, păi doar atât, haideți să facem mai mult. Sunt total de acord. Da. Putem eu să aș avea în direct o propunere. Așa. Scoateți toată aberația cu codul de TVA. A nenorocit România chestia asta. Așa este. Așa este. Și a fost o chestie cu nu știu ce formular care trebuia completat. 088. L-au eliminat pe hârtie, criteriile au rămas aceleași și sunt aberante. Da. Deci am fost personal să mă confrunt cu beneficiile sistemului. Aveam o firmă care este plătitoare de TVA de foarte mulți ani de zile, n-aveam nicio problemă pe TVA. M-am dus cu o nouă firmă să o înființez, n-am putut, că nu îndeplineam punctajul. Punctajul este Dumnezeu, deci funcționarul este Sfântul Petru, care gestionează punctajul, nu au nicio explicație în spatele acelui punctaj făcut de un soft, Dumnezeu știe de cine și cum și ce calculează acolo, nu ține cont de nicio situație concretă din mediul de afaceri, că am trecut printr-o criză financiară, s-au închis sute de mii de firme, este greu să faci afaceri în anul 2017 fără să fi avut absolut nicio mică problemă cândva. Dar, exemplu meu, ai o firmă care funcționează cu cod de TVA de 6-7 ani de zile, n-ai nicio problemă pe el și spune nu, nu ești eligibil să-ți dăm un alt cod de TVA pe altă firmă, că faci probleme cu el. Nene, te doare capul. Da. Aș fi putut să fac, am o firmă cu cod de TVA. Ca să dau un exemplu de tâmpenie absolută. Îmi sclipesc ochii când mă uit, când vă ascult. Deci exact asta e o... Și asta este o speță. Sunt oameni care s-au trezit fără cod de TVA, având afaceri în derulare, afaceri importante și au fost afectați în afacerile lor, poate cu sume importante. S-au pierdut locuri de muncă. Oamenii așa au distrus. Nu am mai investit deloc în România ca urmare a haosului. Adică nu se poate așa ceva plecând de la premisa că domne, controlăm mai bine evaziunea fiscală. Nu. Ai alte metode să controlezi firmele care abuzează de aceste coduri de TVA, nu nenorocind zeci și sute de mii de antreprenori. Da. Știți ce? Îmi cer scuze că am făcut această... Aveți totală dreptate și sunt total de acord cu dumneavoastră și unul dintre amendamentele pe care o să le propun, dar vă spun că șansele să treacă sunt mai mici. Cu cât propui ceva mai amplu, cu atât șansele sunt mai mici să treacă. E bine și o cărămidă dacă pui Claudiu exact, acolo. Exact asta cred că este treaba noastră ca opoziție. Să găsim acele lucruri pe care lor să le fie greu de refuzat, cu care să fie chiar de acord, pe care ei nu le-au văzut și să le facem pe acele. De exemplu, toată nebunia asta cu codul de TVA și ca să înțeleagă și telespectatorii dumneavoastră despre ce e vorba, practic statul te obligă să-ți iei cod de TVA pe o anumită cifră de afaceri. Și apoi statul îți face o birocrație întreagă care câteodată e imposibil de îndeplinit și nu știi de ce, pentru că exact cum ai spus, ți se pun datele într-un soft și din ăla iese un risc. Și dacă ăla zice că nu, e nu și nu știi de ce. Deci n-ai cu cine să discuți, nici funcționarul public din spatele ghișeului nu știe, adică tu poate te superi, dar în cazul ăsta chiar nu e vina lui. Și atunci ce se întâmplă este că practic statul trebuie să-ți judece ție o chestie care se numește capacitatea și intenția de a desfășura activitatea economică. Deci practic avem o structură în care niște funcționari publici care probabil n-au făcut afaceri în viața lor, care din interior îți spun că nu toți, dar există așa sentimentul generalizat, cumva că privatul e văzut cu suspiciune. Este eticheta de hoț de la ușă. Exact. Deci toată lumea este potențial infractor. Ei sunt curați, în schimb. Deci ei, tamanii ei se consideră curați. Da, mă rog. Și atunci ei nu concep chestia asta că ar fi putea să vrea cineva efectiv să facă unele lucruri pe bune. Adică e pur și simplu, toată lumea cumva încearcă să găsească o chestie. Și ei acum au puterea asta să judece cine are intenția și capacitatea de desfășurare a activitatea economică. Oameni care n-au avut o afacere în viața lor și care n-au trecut prin focul ăsta, filtrul acesta de foc care este birocrația de stat, ca să-și facă o afacere. Și ei îți spun că nu. Și atunci apoi ne mai mirăm că nu merg lucrurile bine, că avem sărăcie, că uite, întreprinzătorilor români le merge mai rău, că afacerile de succes sunt mai degrabă în afară. Sau înțeleg că există, dacă chiar obiectivul ar fi eliminarea evaziunii fiscale, înțeleg că există și alte sisteme. Da. Unii dintre analiștii financiari propun sisteme, de exemplu, înțeleg TVA-ul plătit doar la capătul lanțului economic. Exact. Adică la magazin, în retail,
Da. Și s-a terminat. Da. Toată și atunci, bun, dar vedeți că aici este o chestie la nivel european deja. Și lobby-ul este foarte puternic. Domnul Gabriel Bireș, care a fost secretar de stat anul trecut, este un mare susținător al acestei taxări inverse, deci acestui TVA cu taxare invers, care, și în opinia mea, ar fi foarte bun. Problema e că, dacă vă uitați pe evaziune, dacă vă uitați pe toate cifrele, proporțiile sunt cam 80-20. Deci 80% e mare evaziune, 20% e mică evaziune. Și să-i omorâm pe ăștia. Dar dacă vă uitați la toate politicile tot, anti-evaziune, apoi că zic, e gap de TVA mare, pierde bugetul de stat bani. La Florăria din colț, da, ne ducem să stăpăm evaziunea. Pe cine au început? Pe bătrânica care vinde pătrunjel, că sunt poze pe Facebook cu poliția care ridică. Nu așa se combate evaziunea. Asta este cel mai bun mod de a compromite orice idee de a combate evaziunea. Dacă vreau erau serioși în a combate evaziunea, o combăteau pe aia mare, aia care e 80% din problemă, nu se concentrau în continuare pe cei 20. Și care ce înseamnă? Probabil alcool, petrol, alimente, da, zone... Tot felul de zone de genul acesta și înseamnă niște rețele destul de bine organizate, că ați fi serioși, marea evaziune nu o face buticul de la colț. Și da, probabil sunt și niște autorități care închid ochii, să uită în altă parte. Aici sunt deja lucruri de domeniul penalului și atunci, dar le știm cu toții că există, le vedem și adică nici măcar nu sunt un secret. Ele sunt limpezi și din păcate toate astea, de exemplu 088, formularul acesta care a fost făcut de domnul Gelu Diaconu la presiunea guvernului Victor Ponta, tu a fost o maică. Gata, stârpim evaziunea. Și ce au stârpit? De fapt, evaziunea n-a scăzut. Deci vă uitați peste tot, ea n-a scăzut. Ce puțin mare evaziune n-a scăzut. Au avut jihadul ăla fiscal cu bonurile. Au mai crescut puțin în casele atunci, dar evident după ce s-a oprit zona de controle, s-au relegat puțin lucrurile. Mai există acea tombolă? Există, da, în continuare. Da, cu aceleași rezultate, aproape zero. Da, bun. Ne facem că facem ceva, știți, adică e trist. Acea tombolă, apropo, deci n-a mers în nicio țară. Mai zic că nu am reinventat noi lucruri. Aproape că ai crede că au luat lucrurile care nu mergeau în alte țări și le-au aplicat la noi zicând că gata, la noi o să meargă. Unele lucruri merg la noi și nu merg în alte țări. Dați-mi un exemplu. Că ce puțin în materie de combaterea evaziunii n-au prea. Ce n-a mers în alte țări, n-a mers nici la noi. Ba din potrivă, ce a mers în alte țări, n-a mers la noi câteodată. Uite, îți dau un exemplu din domeniul afacerilor, care așa, nu mai există și nu o să vă poată acuza nicio entitate de audiovizuală publicitate de publicitate. Okay. Tecu. Ți amintești acele sucuri la dozator de după Revoluție? Da. Se pare că România a fost o țară excepțională care pentru acest sistem. A mai mers poate doar într-o țară, dar minor. În rest a încercat mai multe părți ale lumii și nu a funcționat. Specificitățile culturale. Da. Nu știe, poate la noi și a fost un formator de opinie care a fost văzut utilizând sistemul. Dacă să ne întoarcem, Claudiu, la inițiativa ta legislativă, ce îți propui prin ea? Sunt niște lucruri, așa cum spuneam, de bun simț. Să le punctăm. Da. În primul rând, este faptul că un om să poată să fie asociat unic în mai mult de un singur SRL. Deci, în prezent, legea societăților are un articol între care spune că n-ai voie să fii asociat unic decât într-un singur SRL. Logica fiind care, la vremea respectivă? Deci, legea societăților e din anii 90. Deci avem o lege a societăților care din anii 90 tot s-a schimbat, au mai venit modificări la ea și nu știu ce. Deci practic n-a existat o nouă lege a societăților. Chestia asta datează de atunci. Deci nu e... Optica în general la stat e că... Să-i facem pe mai mulți responsabili. Și cumva... Dar de ce vrei să ai mai multe firme pe numele tău? Dar vrei să faci ceva anume, vrei să fraudezi, vrei să faci evaziune. Oricum, asta n-am împiedicat pe nimeni să-și facă firme, pentru că, atenție, ei își fac, sunt toate firmele în România, sau multe firme în România, ai 99,99% din acțiuni 1 și mai are o acțiune soția, nepot, cineva, ca să nu fie asociat unic. Deci ele sunt ușor de ocolit. Atenție, deci vorbim de niște mici chestii birocratice care împut viața la toți românii. Corect. Și că ca să îi prindă pe vreo câțiva sau îi împiedice pe vreo câțiva. De fapt, nu îi împiedică pe ea. Că ea, în au momentul soluții. Care, au soluții și ei când vor să facă o fraudă, o evaziune, o chestie, oricum rentează. În general nu o faci pentru 3 lei, o faci pentru niște sume consistente și rentează să ai scheme de a ocoli reglementările acestea și atunci tot ce avem este efectul negativ al reglementării. Omori oamenii cinstiți care vor și să-și facă o treabă micuță acolo. Să știți că e un curent în Ministerul Finanțelor, cum zicea domnul Gabi Biriș, care e cumva, sunt cumva două curente. Unul care zice, nu omor vaca ca să prind infractorul. Dacă, adică am o noțiune din asta așa de eficiență, cât de mult încasez, cât de mult pierd.
Pe când altul zice, nu contează. Oricare ar fi costurile, trebuie să-i prindem pe toți. Dacă ar putea toată economia să meargă prin ei, ca să fie sigur că tot ok. Și atunci optezi pentru ideea de a putea o persoană să-și înființeze mai casă și atunci mai multe SRL-uri. Da. Adică practic să facă o separare patrimonială. Zice, uite, cu afacerea asta eu fac, nu știu, vând laptopuri, cu asta la altă vând apă, fac, își segmentează activitatea cum dorește ea. Lucruri care deja se întâmplă, atenție, deci oamenii Extinsă, întreb și eu, nu poate fi extinsă chestia asta și la ESA-uri? În principal am încercat, ba da, deci răspunsul simplu este da, doar că cu cât vrei să faci mai multe, cu atât îți scad șansele să treacă. Și atunci cumva mi-a zis, hai să începem cu ceva. Să faci un studiu de caz. 99% din firmele din România nu sunt SRL-uri. Sunt SRL-uri. Da. Ce mă interesează pe mine cel mai mult e să ajut micul antreprenoriat, să încurajez lumea să devină antreprenor, să producă resurse, să facă ceva productiv, care apoi să angreneze restul societății, locuri de muncă, adică toată prosperitatea, tot ce înțelegem prin prosperitate, de fapt înseamnă producție de bunuri și servicii la noi. Înseamnă producție și de bunuri și servicii românești. De muncă. Care astea sunt o consecință a prosperității. Faptul că, uite, îți merge, faci Dacia Renault, produce lucruri care se vând, deci rentează să angajeze. Deci nu există locuri de muncă create în neant. Există locuri de muncă care folosesc la ceva într-o economie. Adică, până la urmă, ideea nu este să muncești degeaba, este să muncești productiv. Antreprenoriatul asta îți face, îți duce forța de muncă în locurile productive. Uite, o paranteză pe care a punctat-o foarte bine Octavian Radu, fondator de Centru Interviu, pe care l-am făcut. În acel formular de eligibilitate, cred că pentru un ONG sau pentru o firmă fost el unul dintre cei mai celebri antreprenori, a trebuit să ducă la fisc cu formularul că îndeplinește. Și a spus, domne, n-aveți bani de adus de acasă. Păi stați puțin, firma e făcută ca să-mi producă bani, nu ca să aduc eu bani de acasă, dar mentalitatea funcționarului și printre acele criterii geniale este capacitatea ta de a aduce bani de acasă ca să susții financiar firma. Firma e făcută să-ți producă profit și bunăstare, nu cheltuieli. În principiu. Da, exact. Păi, asta reflectă iarăși viziunea aceasta total diferită într-o parte și alta a activității economice. Deci, în afară de acționariatul unic. Acționariatul unic este un lucru. Altul este procesul de înființare a sediului social. Deci, un sediu social în momentul acesta, nu știu dacă a trebuit vreodată să îți schimbi sediul social sau să-ți înființezi o firmă și evident că are nevoie firma de sediu social. Firma am înființat, sediul n-am schimbat încă. Iată, ai nevoie de o birocrație întreagă care înconjoară acest lucru. În alte țări este simplu. Îți dai doar adresa. Și adresa aceea e considerată o adresă de corespondență. Deci, practic, în teorie, tu poți să dai și adresa altuia. Că tu ești cel la care suferă, că cineva îți dă niște înștiințări, că ești dat judecată și nu știu ce, și tu nu afli de ele. Deci tu suferi consecințele, că ăla care ți-a trimis e considerat că și-a făcut treaba. Tu, în schimb, habar n-ai și tu suferi. Bun, la noi nu mergem așa, nici n-am propus să mergem așa. Am zis, păi nu. Vrea funcționarul să știe că poate veni oricând la tine la ușă și te găsește și te penalizează. Păi depinde că actele sunt la control. Care... Exact. Oricum, și controlul se face, îl suni înainte, le științezi, vină cu actele, fă-ți actele, că poți să desfășori activitatea la sediul clientului, sunt atâția consultanți, sunt IT-și, sunt o groază de meserii, mai ales că vorbim de o economie a secolului 21, cum corect scrie și pe ecranele dumneavoastră, în care statul nici nu mai poate imagina toate metodele în care cineva poate să fie productiv. Deci e aberant să crezi că putem să utilizăm aceleași șabloane de secol 19 pentru a defini fiecare lucru care se întâmplă în economia de ziua cum de azi. Cum schimbă inițiativa ta acest aspect? Acest aspect, în primul rând, deci sunt două acte care nu mai, n-ar mai fi nevoie să elimine. Deci, pur și simplu, inițiativa, în principiu, nu face că să elimine lucruri, nu adăugă nimic. M-am prins. Tot încercam să-mi dau seama care este obiectivul tău cu aceste eliminări. Vrei să concurezi pe domnul Dragnea la eliminarea de taxe și imposte cu eliminarea de acte? De birocrație. Păi, sincer, să știi că cred că face mai mult rău. Pentru că timpul parcurs, orele de efort și toate astea, de exemplu, în firme din România de contabilitate și de avocatură, există meseria codaș. A apărut omul care stă la coadă. Sunt cele două acte pe care este vorba de certificatul de sediu social și de advenința de sediu social care se eliberează de către ANAF. Și care erau rațiunea lor, că cumva lucrurile au fost gândite în așa fel încât să existe o legătură. Practic, statul zice n-ai voie mai mult de un sediu social per cameră. Dacă ai un apartament de 3 camere, maxim 3 firme faci acolo. I-am zis, de ce?
până la urmă, sediul social este o adresă de corespondență. Adică nu, poate sunt trei camere în care nu desfășoară niciuna activitate. Nu este punct de lucru. Exact. Atenție, nu vorbim despre supermarketuri sau birouri în care efectiv se desfășoară activitate. Vorbim de pur și simplu o adresă de corespondență. Da? E, nu e este o chestiune niciun scriptică. Motiv. E o chestiune scriptică pentru care nu s-ar desfășura chestia asta. E, dacă ANAF-ul mai trebuie să facă verificarea, dar stai să văd, mai e vreo firmă înregistrată acolo? Dacă e, câte camere sunt acolo? Mai sunt și în alte? Avem a rămas una camere. Veche din deci, trecut, exact. N-a deci, fost practic, radiată, având în vedere că inițiativa aceasta ar elimina limitarea la a avea un sediu social per cameră, atunci nu mai e nevoie nici de certificatele astea și de devenințele fiscale. Și atunci, practic, am eliminat și am eliberat o mare parte din piața imobiliară. Pentru că de multe ori chestiile astea, toată economia e în legătură. Știți? Unde dai și unde crap. În momentul de față, dacă vrei ca persoană juridică să-ți închiriezi un apartament sau o garsonieră undeva, proprietarul te va întreba, vrei să-ți faci sediu social? Că nu te lasă. Și nu te lasă dintr-un motiv foarte rațional. O să zică unii, eșec de piață, uite, nu ne lasă. Păi nu, pentru că tu dacă îți faci sediu social acolo și apoi din 15.000 de motive nu mai plătești, pleci, te duci altundeva, dai faliment, nu contează, nu te înțelegi cu proprietarul. Ca el să elibereze locul ăla din registrele de la stat cu sediu social, el nu poate să meargă să zică trebuie să mai aibă și viața trebuie, viitoare. Tu ar trebui, da. Deci durează vreo 2-3 ani pentru că trebuie să dea în judecată, trebuie să fac pentru că statul nu zice că ok, dacă îl scot de acolo, unde îl pun? Ori el n-are niciun calitate să zică statului ce sediu social va avea acea firmă. Firma trebuie să zică, dar firmei după ce a plecat de acolo nici nu mai pasă. Adică cumva proprietarii se apără prin chestiile astea și e normal să o facă. Dar dacă n-ai mai avea limitarea aceasta de a avea un singur sediu social per cameră, nici nu ne-ar mai păsa. Pentru că zici, ok, dacă și-a lăsat aici cutia poștală, să fie sănătos. Îi le țin aici să-și le ia când vrea, sau mă rog, asta e apoi problema lor. În interesul firmei apoi să-și pună un sediu social real sau o cutie poștală unde să-și primească efectiv comunicările cu statul. Deci, practic, nemai având chestia asta, nu mai e nevoie nici de o bine că dragă birocrație. Un alt punct știu că este referitor la vecinii de pe scara de bloc. Iată, deci, practic, tot în contextul suprareglementării și, mamă, să vedem cum facem, să nu deranjăm, să nu fie, să toată lumea să fie ok, ceea ce e ok. Atenție, este un concept ok. Dar întrebarea e cum o faci? O faci, de exemplu, îi penalizezi pe aia care deranjează sau suntem atenți la toți înainte cumva să deranjeze? Adică, practic, e o situație de tipul ăsta. Practic, ce am zis este că nu mai este dacă declar că nu desfășură activitate la sediu social. Ceea ce este cazul pentru foarte multe IMM. Probabil 99%. Da. Probabil 99%, exact. Deci în afară care efectivă. Și când desfășoară activitate, cred că este o activitate de birou care nu deranjează pe exact. Nimeni. Deci depinde. Ce poți să faci pe o scară de bloc? Ideea este că, ca să nu înțeleagă lumea greșit, nu e vorba că se deschide supermarket la etajul 3. Nu e vorba că se face restaurant la etajul 4 al unui bloc. Deci că deodată pune muzică, are mulți clienți care du-te, vino și chestii de genul acesta. Deci doar dacă nu desfășoară activitate, doar atunci nu mai este nevoie de avizul vecinilor. Pentru că iarăși un lucru care se întâmplă foarte des în practică este că babă de la etajul 3 nu știu, și ei știu că își dau semnătura acolo, nu știu ce presupune chestia asta. E dubios să vină cineva la dumneavoastră deodată să vezi ce are semnătura. Adică, nu știu, trebuie să înțeleg puțin. Nu mi-ai dat bună ziua luna trecută pe exact, scară. Mai e și o chestie de tipul, să fac un favor, că îți dau acordul, îți dau dreptul, e dreptul meu să ți-l dau sau nu. Bun, evident că în practica lucrurilor cu orice avocat vorbiți, o vă să zic că chestiile astea de multe ori se mai au și în alte moduri, adică nu trebuie să... Și atenție, s-a născut o industrie întreagă legată de complexitatea de deschidere social. Dați sediu social virtual pe Google și o să vedeți cum sunt firme de avocatură care fac exact chestia asta, fac sediu social virtual, las cabinetul lor, fac tot felul de chestii, evident, contra cost. Deci cei care vor să eludeze legislația o pot face. Argumentele că încercăm să combatem legislația prin a împiedica pe toată lumea să facă business sau îngreuna pentru afacerile pentru toată lumea și întreprinderile românești este total fals, pentru că ăla care vrea să dea o țeapă, ăla găsește soluții. Există o industrie care îi găsește soluții. Dar eu ce zic e, oare avem nevoie de asta? Chiar vrem să îngreunăm toată economia doar ca să ne facem că combatem evaziunea? Poate nu. Păi poate că la depostul acestei combatere a evaziunii niște băieți își fac niște treabă. Păi, asta e un lucru care noi nu putem fi de acord. Adică eu nu pot fi de acord și mă bucur că, așa cum ai spus, sunt colegi și de la alte partide care au semnat. În magie, tehnica este distrage atenția într-o parte și pe altă parte se întâmplă lucrurile care trebuie. Și din păcate nu doar în magie, ci și în administrația publică. Deci, după cum vedem, bun. Acum, atenție, pentru...
critica care mi s-a dat și care mă bucur că mi se dă cumva este că nu face destul proiectul. Trebuie să facă mai mult. Și da. Eu sunt de acord. Și eu am pus, vreau codul de TVA. Și atenție, dacă simt că e posibil, e un proiect de lege. Încă pot veni amendamente. Putem să îl facem chiar mai mare. Dar deocamdată l-am făcut în forma pe care eu am simțit-o cea mai plauzibil să treacă. Pentru că cumva asta cred că trebuie să fie și treaba opoziției. Care sunt următorii pași? Tehnic. Tehnic vorbind, ea trebuie să fie trimisă la ministere pentru, la guvern, pentru punct de vedere. Cel mai probabil că va fi solicitat punctul de vedere al Ministerului Justiției și al Ministerului Finanțelor, poate și al Ministerului Economiei. Voi vedea atent să văd ce răspunsul ne dau, o să încerc să iau legătura poate și cu miniștrii să le spun puțin despre ce e vorba. Sunt foarte încurajat de faptul că am reușit să obținem susținere de la mai multe partide, inclusiv cele de la guvernare. Cred că deci există în toate partidele până la urmă și oameni de bună credință și care își doresc să facă niște lucruri bune. Și oameni care, să zicem, că au diverse probleme cu justiția, cu diverse lucruri și care sunt cunoscuți și n-are sens. Și ei cumva ajung în niște situații în care își dau seama că poate să facă un bine și să nu suferi nicio consecință negativă și atunci de ce nu l-ar face? Deci, cumva, dacă ar trece genul acesta de proiect, ar arăta și faptul că Parlamentul poate să treacă peste niște clivaje politice și să facă ceva care e autentic bun pentru România. Și în sprijinul cetățenilor. Și de-aia m-am bucurat foarte tare că am primit semnături și de la PSD și de la ALDE, deci partidele de la guvernare, și bun, de la PNL și de la USR nu mai era problemă. Adică era un lucru mai ușor, să zic, având în vedere că suntem în opoziție. Avizele de la guvern sunt pozitive, ce ar urma să se întâmple? Dacă s-ar vota? Deci, sau? Practic, dacă sunt, și dacă sunt și dacă nu sunt pozitive, tot trebuie să ajungă în comisii. Exact. Ea ajunge în comisii la Senat, care este prima cameră sesizată, după care trebuie să treacă de plenul Senatului, după care ajunge la Camera Deputaților și de asemenea intră în comisii, după care ajunge în plen. Și dacă ca orizont este de timp, unde estimezi? Anul ăsta. Da. Depinde cât de repede se mișcă guvern. Și aici voi veghea și o să mă uit să mai fac puțin pressing. Pentru că ai acest background de finanțist, ce părere ai de noua inițiativă a guvernului ca persoanelor care desfășoară activități limitate companiilor care au astfel de angajat să se ceară să plătească asigurări sociale aferente salariului minim pe economie. Sunt oameni care poate lucrează o oră pe lună sau două ore pe lună, că așa este jobul respectiv conceput, sunt plătiți cu sume modeste pentru ora aia, adică corecte pentru ce are omul de făcut. De obicei sunt oameni care au mai multe firme și administrează o anumită funcțiune, atât e nevoie pentru fiecare firmă în parte. Și pentru, 100 de lei pe care o plătești pentru un astfel de serviciu, să plătești taxe și impozite la stat de 400 sau... Da. Ajungem iarăși în optica aceea de a statului. Practic este, hai să nu numim, e un impozit forfetar pe muncă. Dacă muncești, chiar că muncești o oră, 2-8, plătești ca și muncești 8. Dacă muncești peste valoarea salariului minim, atunci te taxăm proporțional. Că știți că au ieșit și plafonările și toate astea. Dacă muncești în SESUP, te taxăm un minim de. Practic asta fac. Setea de bani este foarte mare în momentul acesta și, din păcate, pentru a combate evaziunea, statul român nu are decât politici de tip one size fits all. Deci o politică care se pentru toți, indiferent care este specificul activității, indiferent de care este cazul. Adică să nu mai există în România activități cu timp limitat, toate activitățile să fie cu salariul minim pe economie. Da. Practic asta lasă aduce genul acesta de... Dar nu este aberant. E absolut aberant. De asta zic că reflectă cumva gândirea oamenilor politicienilor Eu înțeleg statului, nevoia statului de a avea bani. Deci eu înțeleg. Trebuie să susțină toate politicile publice, toate serviciile publice și mai departe. Este în regulă. Dar nu face rost de lapte, omorând vaca. Păi, asta se întâmplă, din păcate. Și de-aia lucrurile sunt foarte triste, inclusiv în creșterile exorbitante de cheltuieli care au avut loc. Adică ei spun privații, păi nu vă faceți griji că cresc salariile semnificativ la bugetari, că dacă cresc semnificativ la bugetari o să vă crească și vouă. Fals!
pentru că ei sunt cei pe spatele cărora cresc celelalte salarii. Deci nu există chestia asta că o să le crească și lor. Nu, tocmai că cresc cheltuielile și apoi apare argumentul. A, păi, trebuie să susținem cheltuielile de undeva, trebuie să creștem taxele. Și în cine îi dau? Tot în forța de muncă, tot în muncă. Și atenție, România este a patra țară din UE la nivelul impozitării pe muncă. Și asta dintr-un motiv foarte simplu, pentru că capitalul pleacă și mult mai ușor. Dacă taxezi muncă, munca pleacă mai greu. Tanti Leana nu pleacă la fel de ușor din mediul rural, dar capitalul imediat a zbugit-o. Deci nu avem, avem această problemă și ea, din păcate, nu este decât, nu se face cât să se agraveze. Și genul acesta de politici sunt nefaste, în primul rând, pentru cei mai de jos, pentru cei mai defavorizați. Adică ăla care are un super salariu în bancă sau undeva, ăla nu suferă de faptul că deodată e un impozit forfetar pe muncă care a ridicat taxele tocmai pentru ăia săraci, tocmai pentru ăia care muncesc part-time sau pe mai puțin. Ăla nu e afectat deloc. Ăia săraci sunt afectați, ăia mai, care chipurile proclamă guvernul că vrea să-i ajute. Deci nu doar că au crescut salariul minim foarte accelerat, da, nesustenabil pentru economie și se întoarce, am constatat că se întoarce și cumva la buget, un backfire, pentru că sunt și foarte multe companii de stat care au trebuit să crească salariul minim, nu doar privat, asta este o paranteză. Da, per total e totuși un, statul câștigă de fiecare când se crește salariul. Absolut, că își fac socotelele. Da. Bun, deci au crescut foarte accelerat salariul minim, dar nu le ajunge chestia asta să avem doar salariul minim, să nu mai avem nimic de desubt, chiar dacă ai un om care are nevoie de o oră. Da. Practic, acum, fiscal, descurajează masiv munca cu timp parțial. E... Nu, extermină. Asta mi se pare descurajare. Da. Deci... da, bun, am folosit un termen poate prea blând pentru ceea ce se întâmplă. Din păcate, suntem un partid de opoziție care nu putem decât să punem reflectorul pe abuzurile acestea și să încercăm cum putem să aducem amendamente. De exemplu, când au avut ordonanța nouă, niște amendamente, un amendament a trecut, pe legea bugetului au trecut două amendamente, dar e o muncă foarte grea și o muncă contra curentului. Ca să închidem totuși de o manieră pozitivă, ai văzut și vreo inițiativă pe zona asta fiscal-bugetară pe care ai apreciat-o la actuala guvernare? Ar trebui să zic că da. De exemplu, o promisiune de campanie de a PSD-ului de care s-a ținut a fost creșterea plafonului pentru micro-întreprinderi. Pentru că întreprinderile care se clasifice ca micro-întreprinderile au crescut la 500.000 de lei. Sau de euro, pardon. Deci, practic, sau nu, îmi cer scuze, cred că e 500.000 de euro. Deci, practic, au crescut plafonul pentru cine se poate califica ca micro-întreprindere, ceea ce este un lucru foarte bun. De asemenea, pentru formularul acela 088, care a fost o mare greșeală de a guvernului Ponta, după mine, și a făcut foarte mult rău economiei, au luat măcar un pas incipient, într-adevăr, este un pas mic, că au desfințat formularul, de birocrație a rămas. Dar a fost un pas mic în direcția bună. Adică nu pot să-i acuz decât de faptul că n-au făcut suficient. Și atenție, ei, spre o deosebire de noi în opoziție, ei poate să facă mai mult. Adică dacă ni se cere nouă să facem mai mult într-un proiect de lege, un proiect de lege care nu trece e doar o declarație politică. Nu are niciun haz. Lucrează lumea degeaba, mințim electoratul că, și că facem ceva, dar de fapt n-am făcut nimic. Un proiect de lege mai mic, dar care trece, ăla aș face treaba. Ăla are un impact. Deci în cazul nostru noi nu putem să cerem mult, dar lor am putea să le cerem mai mult, dar uitați, a fost un lucru în direcția bună de sfințarea formularului 08. Mulțumesc foarte mult, Claudiu, pentru prezența la această emisiune. Îți mulțumesc pentru inițiativa pe care o faci în sprijinul economiei românești și a micilor întreprinzători și să sperăm că revii în studioul nostru cu vești bune când inițiativa va trece. Mulțumesc și eu că m-ați invitat și sper să vin cu aceste vești bune. Rămâneți alături de Canal 33, urmează Jurnalul de Business și a doua parte a emisiunii Economia 21, unde vom învăța de la un vicecampion mondial de ușu cum să ai energie, un tonus bun și mai multă sănătate.